Whoa. Oh, stai, tu ai controlat chestia aia? Nu. Ah. Ok, Flying Battery a fost unul din nivelele mele preferate din Sonic 3. Și nu e o opinie foarte populară. Știu că erau niște levele cu jungla care erau evil. Cu jungla? Da. Asta e să mă gândesc. Nu în Sonic 3, în toate Sonic-urile, nu mai știu care erau. Dar știu că era o chestie cu jungla care era evil. E greu de zis pentru că tematicile din nivele se cam repetă, e ceea de ce nu... Era unul cu jungla și aveai vreo o grămadă de capcane. Jungla super multe capcane. Doide sau 3D? 2D. Jungla cu capta. Sonic 2. E Sonic 2, e Mystic Ruins. Nu Mystic Ruins. Mystic Ruins e din Sonic Adventure. Aquatic Ruins. Presupun că ăla e. Da. Ăla e un nivel evil. Trebuie să ai grijă la fiecare. Da. Cumva sunt niște săgeți și... Unde? Săgeți care trăgeau în tine. Da. Și ultimul boss era ceva nu de mai știu. Un totem. Nu mai știu sigur boss-ul. Ei, dar știu eu ce știi cu sigur. Boss-ul? Osul. Oh, da, shout-out to my boy Pepi, care m-a debanat acum vreo 4 zile, nu știu la ce episod suntem. Oricum, probabil deja am băgat prea multe ore în jocul ăla de când filmăm asta. Deci, de asta nu prea o să mai am o viață socială. Stai, pe tine a dat subscribe? Nu. Nu mai faci shout-out. Fuck Pepi, nu? Fuck Pepi. Da, dar m-a debanat. Acum mi-a... Dacă ne dă subscribe, atunci Pepi, ești grozav. Dar dacă nu ne dă subscribe... Focul, Pepi. Cine-i Pepi? Creator Rosu. Da, acum am realizat. Am uitat complet. Cream că Pepi e vreun prieten de-al tău. Ah, nu, lol. Am avut un coleg care toată lumea îi spunea Pepi. Da. Toată lumea își vătea joc de el. Păi, asta e sfârșitul poveștii, asta e. Da. Știam că o să se întâmple și m-am grăbit. Aveam senzația că se întâmplă Andy, asta. Andy, nu da. Te-ai grăbi. Nu se combine bine platformer rapid cu grăbit. Shut up. Nu știam ce să pun în loc de Mini Mihai și grăbit, așa că am luat așa. Uite, asta e o chestie tare. Când ai... Da. Electric Shield. Da, știi ce vreau să zic? Poți să te urci pe pereți. Da. Pereți electric. Da. Ok. Tu ai jucat Dragon Balls? Dragon Balls? Dragon Balls? Sunt multe jocuri cu Dragon Balls. Pe Game Boy Advance. RPG-ul? Da. Nu. Tot ce știu, pentru că l-am jucat când eram mic, știu că avea o mapă cu un overview, gen toată mapa devenea mai mică și zburai deasupra ei. Știu cum arată cât de cât, da, oh, da. Ce-a venit deodată? Nu știu, acum aminte de jocuri pe care le jucam și erau vechi. Și ar trebui să jucăm un Dragon Ball game, un fighter, ha? Da, dar nu. Tenkaichi Budokai. Nu din ele. Da, dar avem cu ce să înregistrăm. Bineînțeles. Da, nu. Cu PS2 emulator.
De ce tot faci asta? Că e fun sau just... Da, e fun. Pică vreodată Eggman? Nu, niciodată. Ah. Well, that sucks. Pe bună? Da! Te ții cu Eggman? Țin să te corectez. Original numele lui era Dr. Robotnik. Da, știu asta. Dar e mai rapid Eggman. Dacă tot ai început discuția asta, fuck, nu vreau să cadă în noi. Ce jocuri mai jucai când erai mic? Da, e preferat meu. Știi jocurile alea pe care le jucai? Gen, conectai o chestie la televizor și aveai un joc cu mai multe minigame-uri. Plug and play? Da, plug and play. Da. Am primit unul de Crăciun sau ceva de la bunica mea. Cu ce? Cu Spider-Man. Oh, e super. Cred că ți l-am arătat. Ah, da. Da, știu cum arată, pentru că l-a țin în casă undeva. Da, e pe un raft de acolo. Și gen avea o chestie în care trebuia să livrezi ziare. O chestie gen în care trebuia să... Nu prea știu să descriu nivelele. Știu că erau vreo 3 platformere și o chestie care era 2D și era un fel de arenă și trebuia să te bați cu chestii pe acolo. Trebuie să ajung acolo. Ce dracu mai jucam? By the way, majoritatea jocurilor sunt de pe Game Boy-ul Vărniu. Shoutout to... Aurel, da. Da, Aurel. Aurel, era să zic numele de familie. Nu-i prea frumos din partea... Nu, de ce îl doxăm pe Vărniu? Mă gândeam că... Nu se uită doar 4 persoane la noi. Ar fi fost 100% ok dacă se uitau doar 4 persoane la noi. Shoutout to David. Da, shoutout to David. Care o să fie pe Guest Daddies într-o zi. Da, gen... Mai întâi să ne gândim când o să fie de acord Andy să mai aducem pe cineva la el acasă să filmăm o dată intro-ul ăla. Jesus fucking Christ, Andy, hătărește-te. Nu pot să... Mihai. Da. Mihai, nu pot să arăt tuturor. Dar tot camera ta rămâne, gen. O să arăt tuturor, dungeon-ul cu femei. Ai și tu o chestie de aia ciudată, gen 50 Shades of Grey? Atunci? E doar un dungeon. Te rog să nu mai vorbim despre asta în timp ce înregistrăm. Stai, cumva sunt în dungeon? Știi că șoptitul ăla de nu s-a auzit la camera, nu? Wow, zbor! Și din câte am... Gen, s-a dus odată Vărniu în America și mi-a zis mătușii mea că gen voia să-mi ia și mie un Game Boy pentru că îmi plăcea și mă jucam o grămadă da. Pe el. Și s-au dus acolo și nu mai avea. Wow, în ce an era asta? 2006. Cam așa. Ori nu s-au uitat unde trebuie, ori pur și simplu chiar nu mai erau. Game Boy Advance cumva? Da, Advance. Că Game Boy Advance parcă era pe atunci, 2006, nu? Sau, nu știu dacă era Advanced, dar știu că era... Nu, era Advanced. Era un pătrat cu două clapete, mă rog. Oh. E ca un din ăla. Da. Da. Toată lumea vede. Da. Unde arăți cu degetul. Da, știu. Dar nu mai știu cum se cheamă. Nintendo 3DS. Nu? DS-urile sunt primele de la Nintendo care au două ecrane. Da, dar nu avea două ecrane, avea doar un ecran. Și îl deschideai în două? Da. Ăla nu e un Game Boy, e un Game & Watch. What? Da.
și avea AB și săgețile, gen. În partea de jos. Sunt mai mult ca sigur că e un Game & Watch, dacă se... Sau nu, ai dreptate. Cred că ai dreptate, pentru că și... Parcă era un Game Boy așa. Da, era un Advance care avea așa. Da, cred că ai dreptate. Da. Nu știu, știu că apărea chestia de la Game Boy. Oh. Da. Wow, deja am 4 smaragde. Da, știi că dacă aș fi jucat, noi eram pe la 2. Maxim. În episodul următor.